În amintirea celor 125 de evrei, martiri ai pogromului din București, săvârșit de legionar, pornit în cartierul evreiesc, 21-23 ianuarie 1941. Un salut evreiesc de bine și mai ales de pace. Shalom! Shalom nouă, shalom tuturor, shalom lumii. Ne rugăm pentru memoria celor dispăruți în condiții foarte grele, dureroase, inumane. Este un moment de istorie vie al micii comunități evreiești din România. While I've been here in Bucharest during the past 2 days, and I've seen many of the sites in Sector 3, I've learned about the absolute brutality of this pogrom and the awful events that occurred 75 years ago. Este un bun prilej de a arăta ce s-a întâmplat atunci, de a comemora acest eveniment, având ca principal obiectiv să facem tot ce depinde de noi ca acest lucru, ca istoria, din acest punct de vedere, să nu se poată repeta niciodată. Comunitatea evrească înseamnă Sector 3. Pentru că tot ce înseamnă cartier evreiesc și destinațiile și tot ce înseamnă punctele esențiale ale Comunității Evreiești din București se află în Sectorul 3. Ducem aminte astăzi de victime nevinovate ce au căzut pradă brutalității, cruzimii, iraționalității, spiritului gregar. Acest gest al nostru de a pune o piatră, ca să spun, foarte semnificativă, realizată ca artă monumentală, de către sculptorul Vlad Ciobanu, este de fapt o datorie pe care o împlinim. E o durere. Nu contează etnia, nu contează confesiunea religioasă. Uciderea unui om în timp de pace, în mod deliberat, este insuficient să de gândire, o infirmitate sufletească și nu poate fi scuzată prin nimic. Cu gândurile astea m-am așezat atunci când am făcut ceea ce vedeți. Vom întregi această piață, căruia vrem să-i dăm numele recunoscut de Primăria Generală Capitale, piața Dr. Alexandru Șafran. Fie-le memoria binecuvântată! Nu vom uita!